ziua și bine ați venit la întâlnirea cu Noi Românii. Emisiunea de astăzi este o emisiune specială pe care am rezervat-o în exclusivitate festivalului de film de aici, din Toronto, Toronto International Film Festival. De ce specială? Pentru că la această ediție participă 3 filme românești și nu orice filme, sunt filme care au venit cu premii din Europa. Pentru început vă prezentăm câteva imagini din Toronto, din preajma locurilor unde au avut loc proiecțiile de filme. Vizionare plăcută! Muzician în anii 80-90 în grupuri timișorene cu firmă, Raul Dutnic și-a cunoscut iubirea vieții în România. Dar nu a plecat în țara ei, India, ci în Canada. El a continuat să cânte cu grupuri formate cu alți români în diaspora, dar în primul rând și-a păstrat meseria în care se specializase încă de acasă, aceea de ziarist. Emisiunea sa de televiziune Noi Românii investighează în primul rând subiecte ale comunității românești, așadar este soră de peste mări și țări cu lumea și noi. Am cântat cu Adrian Dinu și a fost un cuplu, zic, foarte reușit de folk. Am luat Primăvara Baladelor, marele premiu la Primăvara Baladelor. Concuram cu Poesis, care, mă rog, au rămas pe direcție, după care Abra s-a transformat din duo în formație de muzică pop-rock. Iar când am terminat agronomia și ideea a fost că să merg la post, Adi Dinu, pe atunci cântam cu Țucu Blaih la tobe și Cristi Podrațchi la bas, Dinu a zis, băi, ori trupa, ori agronomia. Și am zis, bă, agronomia. Și așa am ieșit din Abra, dar din fericire, la câteva luni după aceea, am făcut lipitura cu Cargo. Cargo, un nume nou în muzica noastră rock, Cargo din Timișoara cu melodia 1989. De precizat că până la Revoluție, Raul a fost pe punctul de a părăsi ilegal țara atunci când, la absolvirea agronomiei, a fost repartizat să lucreze în apropierea graniței. Însă cooptarea în Cargo și, pe de altă parte, căderea regimului comunist i-au oprit gândurile de emigrare. Experiența cu Cargo a fost extraordinară pentru că, mergând la bas și lucrând practic în secția și cu secția ritmică, lucrez la construcția, practic, la scheletul melodiei și ești cel care ești răspunzător de a face ca baza să sune bine. Dacă baza nu sună bine, restul sună dezlânat, oricât de bun ar fi chitaristul sau clăparul sau vocalistul. Și de aceea și-am avut noroc și de bateriști buni, Petre Kocev și Tavi Bilan, după aceea, încât am lucrat la modul foarte compact. Cargo era, cum să zic, cumva recunoscut pentru pachetul de secție ritmică, toba, basul și riful, chitara, riful de chitară. Cargo, Raul a ajuns în primăvara lui 90 la Paris pentru primul lor disc și câteva concerte și și-a văzut un viitor în România. Așa că la întoarcere a devenit antreprenor înființând o firmă de traducere.
Descoperindu-și în paralel vocația de jurnalist, încet, încet a trecut muzica pe planul secund, în ciuda succeselor trupei Cargo. În anii 92-93 s-au adunat mai multe, mă ocupam de mai multe lucruri deodată. Tentația era foarte mare, adică dacă nu intrai, dacă nu te băgai în perioada într-o chestie sau alta, rămâneai în urmă în domeniul respectiv. Și atunci am început a doua facultate, am făcut un an de la Universitate Limba Engleză și Jurnalism, am făcut un curs de radio la BBC, am început să lucrez în presă atunci, în 90-91 deja, la ziarul Timișoara, ulterior la televiziunea Europa Nova. Cântam în Cargo și aveam și firma asta Median, eram 3 asociați, ulterior 4 asociați la firma asta, deci erau foarte multe și trebuia la ceva renunțat. Am renunțat la facultate, deci după primul an am abandonat. După aceea la Cargo și am rămas cu firma și cu și redactor la ziarul Realitatea Bănățeană. Am cunoscut-o pe Sonia, soția, și împreună am hotărât să ne încercăm puterile în altă parte. Ea fiind, venind din vest, având experiența vestului, a fi stomatolog sau că stomatologică în România în anii 90, atunci la început, era destul de greu pentru un neromân. Sonia, ai cunoscut-o, nu e româncă. Și era destul de greu să pornească o afacere și atunci ne-am gândit, ok, dacă toți suntem tineri, hai să vedem dacă ne putem vinde puterile și știința în alte parte, pe bani mai mulți, într-un loc în care poate reușim. M-am oprit la a sfinți, de căutat am obosit, un loc ce poate nici nu există. A plecat și ultimul tren, un vechi și familiar refren, ce răsună în gara tristă. Nu mi s-a părut greu niciun moment. Acum, dacă mă uit în spate, mă gândesc, nu aș mai putea face aceleași lucruri, să trec prin aceleași lucruri pe care le-am făcut atunci. De atunci nu mi s-a părut greu, pentru că totul era foarte nou. La modul cel mai limpede, o lume nouă pentru noi, cu obiceiuri noi, cu totul nou. Și faptul că trebuia să le învățăm ne ținea de la a ne gândi, ne reținea de la a ne gândi cât de greu ne este. Nu ne-a fost ușor și pentru că am fost, în 95 eram destul de proaspeți aici, mă rog, emigrație, la modul emigrație vorbesc, destul de proaspătă emigrația, a trebuit să dăm cu capul de multe praguri, deci să învățăm pe piele proprie ce să facem și ce să nu facem. Acum e mai simplu, românii care vin cam știu potecile, sunt poteci bătute. Atunci trebuia de țelenit, nu era așa de ușor. Filmul românesc care a creat cea mai mare vâlvă aici la festival a fost filmul regizorului Cristian Mungiu, 4 luni, 3 săptămâni, 2 zile. Film care a luat marele premiu la Cannes în anul acesta. Filmul tratează o problemă foarte sensibilă, dar foarte cunoscută românilor de peste, să zicem, 30-40 de ani. Este problema avortului în perioada ceaușistă. Nu vă dau detalii despre film, dar dacă aveți ocazia să îl vedeți, nu-l scăpați. Este un film sumbru,
Nu este un film ușor de digerat, dar este un film care neapărat trebuie văzut. Am o emisiune de televiziune care am plinit în octombrie, anul trecut, în 2012, în septembrie 2012, 10 ani, deci 10 ani de emisie. Înainte am avut și o emisiune de radio și ziar, dar pentru că era deja prea mult ca și timp, ca implicare, am renunțat și am investit timp și mai multe în partea de televiziune. Pe lângă emisiunea de televiziune, documentare, din fericire, este o piață destul de bună pentru filme documentare și am făcut un documentar care se cheamă Erou și Regina, e povestea reginei Maria și a colonelului canadian Joseph Boyle, chiar născut aici în Toronto, și un documentar la care e pe terminate acum este, se cheamă Boyan, satul care a traversat oceanul. Este vorba de primii emigranți români care s-au stabilit în Canada, în regiunea Alberta. Echipa emisiunii a fost surprinsă să afle de la Raul de alți muzicieni români pop-rock care fac o frumoasă figură la Toronto și în împrejurim. Câțiva dintre ei sunt vizibili chiar în această filmare de arhivă de la o sărbătoare românească în care protagonist este grupul Nașpa Sound, în care cântă și ex-basistul de la Cargo. E un hobby care nu moare oricât ai încerca, adică în momentul în care ai făcut ceva profesionist și ai cunoscut pe cei de aici și cu care te-ai mai întâlnit, care au făcut același lucru, muzică la nivel profesionist în România, aici continuă într-un fel sau altul, chiar dacă au o altă meserie. La fel și eu am făcut o trupă, am adunat o trupă care se numește Nașpa Sound și cu numele e foarte interesant cum a fost cu povestea FFN-ului, cu formația fără nume. Tot eram la prima întâlnire și tot lansam nume de trupe. Prichindel, nu știu, tot felul de... Și de fiecare dată era unul din trupă care, iară nu mi-amintesc cine s-ar putea să fi fost, Gil, care spunea, e Nașpa, nu merge, Nașpa, nu merge, nu se vorbește. Și am zis, e Nașpa? Ok, atunci hai să-i spunem Nașpa Sound. Bagajele sfăcute, mi-am pus doar stricul necesar, un geam andat cu amintiri și ceva bani de buzunar, voi ce vor o viață. Vreau să uit tot ce a fost. Zile fără căldură, fără apă, incluse în zilele de post. Echipa inițială a fost Gilmar, vocalistul pe care l-ai cunoscut și care a cântat prin multe locuri în România și ai interviu cu el. Cornel Ieșanu, care un clăpar deosebit, care a studiat în Cluj, conservatorul, iar aici în Toronto și-a luat doctoratul în compoziție, ceea ce e un lucru foarte mare. Primul tobar a fost Gaga, de la Night Losers, exact, așa, Sorin Câmpeanu.
Eu am tras cu basul, chitarist Sashi Vușcan de la Jais, care acum e în România. Apropo de Sashi, transmit salutări prin tine, pentru că acum 3 ani a plecat în România pentru 3 luni și m-a lăsat cu CD-ul pe care el produce, CD-ul, primul meu CD solo, așa, m-a lăsat cu el la jumătate. Da, nu nicio problemă, se rezolvă. Deci asta a fost formula inițială și ulterior la Tobe a venit Devoveanu de la Cannabis, a cântat la Cannabis. Solistul de la Nașpa, Gilmar Oprișan, are la rândul său o carieră solistică. Subiect al unei alte povești cu cântec, difuzăm totuși aici melodia care deschide discul său solo Secret, lansat în 2008, al cărui clip este realizat de Raul Dudnic. Aș vrea să o învin. Dacă ai ști cât m-am tot gândit la tine, n-ai cum să înțelegi. Am 30 de canale de programe românești care le prind prin satelit legal, deci nu curate, așa. Deci sunt la curent cu știrile, sunt la curent cu ce se întâmplă acolo, țin legătura cu prieteni, atât ziariști cât și foști colegi și prieteni. E foarte ușor, Facebook, Twitter, toate minunățiile astea. În plus, anul trecut am fost în România, deci în 2012 am fost să filmez pentru documentarul cu Boian. Am luat câteva interviuri unor specialiști în materie. Și bineînțeles, am profitat și am filmat și mi-am văzut prietenii și mi-e dor de România și aveam plan ca în anul ăsta 2013 să merg și să cânt cu nașul meu Mircea Bunea, chitaristul, fost chitarist la Riff și acum cântă în Bunea Trio sau nu știu cum se cheamă, și făcusem un plan să cântăm la Team Rock, pentru că am o istorie cu Team Rock-ul, așa, dar ca de obicei treaba de acasă nu se potrivește cu aia din târg. Am puțin, dar am destul, un lungeț să mă adun. Rostul meu e încă departe. 7 ani au fost de ajuns să găsesc un loc ascuns, unde să rămân peste noapte. Văd un gând pe fața ta, vrei să-mi spui ceva, poate să rămân peste noapte la tine în suflet. Sonia este, titlul este, spun în engleză pentru că nu știu, nu-i cunosc echivalentul în românește, Product Developer, se cheamă, lucrează la cea mai mare companie de desfacere de supermarket, de magazine alimentare, hai să spun așa, din Canada, Loblo, dar pregătirea ei de aici din Canada este nutriționist / dietetician, deci în zona asta, însă lucrează ca și product developer, respectiv face, creează de la zero tot felul de produse noi care vin implementate, vin puse pe piață în următoarele luni. Umblu cu capul prin nori, ziua întreagă miroase a flori. Simt sub picioare pământ și totuși, totuși, unde sunt? Încă o melodie în premieră de pe discul solo al lui Raul în curs de apariție Via România. Iar acum câteva gânduri despre emigrația în Canada. Este mult mai ușor, mult mai ușor. Și de ce spun chestia asta? Pentru că noi cei care am venit, să zic, în primii ani după Revoluție, nouă ne-a fost mai ușor decât cei care au venit în anii 70-80. La fel, cei care vin acum, lor le este mai ușor decât ne-a fost nouă. Unul dintre motive este pentru că societatea românească, în general,
a progresat, a evoluat, s-a mișcat către Occident. Deci, cei care vin acum vin de pe un nivel de pregătire, o mentalitate deosebită față de cei care veneau atunci. Diferențele sunt mult mai mici. Cum spuneam, când am venit noi, lume nouă, totul era nou. Acum nu mai e lume nouă. E o lume diferită, deosebită, dar cu multe elemente comune. În special specialiștii care vin pregătiți în domeniul computerelor, inginerii, au foarte mici probleme să se integreze rapid, să găsească o slujbă, cum era în anii care am venit noi. Cristian Cigolea este unul dintre românii care a reușit să se afirme pe piața muzicii clasice canadiene. În urmă cu un an, l-ați văzut pe Cristian Cigolea într-un recital, de fapt dirijând o orchestră simfonică alături de o trupă rock, într-un spectacol unic. O rubrică și la emisiunea mea din când în când o folosesc, se cheamă Români care au reușit și români care erau cât paci să reușească. Așa? În categoria români care au reușit și nu neapărat prin intermediul comunității, deci mișcându-se în comunitate, este președintele cele mai mari companii de zboruri din Canada, Air Canada, este român, Eugen Rovinescu. Deci probabil este, el este cel mai de succes dintre români. Există mulți români care au reușit în sensul bun, adică și pentru ei personal, dar și pentru comunitate, pentru comunitatea românilor, dar și pentru comunitatea mare, pentru societatea canadiană. Românii sunt foarte bine văzuți aici. În general, săptămâna trecută v-am prezentat prima parte a materialului filmat de la spectacolul lui Gia Ionescu, spectacolul intitulat Gia and the Unpredictable Update. Astăzi, partea a doua de la acest eveniment unic. Am pierdut chestia asta de rădăcini. Rădăcinile au rămas la nivel, au rămas rădăcinile interioare, rădăcinile la nivel spiritual, în sensul că, spuneam și mai de mult, nu putem, cu Marian Voicu, colegul tău de la TVR, spuneam, și dacă vrem, nu ne putem dezrădăcina rădăcinile interioare, să ne le rupem de România. Însă cele concrete legate de un loc anume nu mai există. Suntem insule plutitoare, așa. Ploaia cântă numele, iarba crește numele, soarele mângâie buzele, ce cântă numele. Știu că mulți români încă își pun problema de a veni către Canada și există posibilități, deci există, să spun, mainstream-ul există, canalul principal, dar există și canale paralele, mai puțin cunoscute, de a veni în Canada, legale. Și vreau să spun că Canada este un loc care îți oferă extrem de multe posibilități, copleșitor de multe chiar. În sensul că dacă ai o meserie, sau chiar două, trei meserii, sigur găsești un loc în care să te înfigi și în care să prosperi. Trebuie puțină răbdare și trebuie puțin efort.
odată ajuns aici. Însă e un loc care, cum spuneam, oferă multe, multe posibilități și în special pentru copii este un loc în care ei pot să se dezvolte și dacă sunt ținuți cu un ochi atent al părinților, pot să facă treabă foarte, foarte bună, să ajungă undeva departe. Vorba holografilor. Vorba de insula mea pustie, un loc perfect ce-ar vrea să fie, refugiul pentru zilele cu ploi, ce strigă vremea dintre noi. Adânc mă uit în ochii tăi, privesc și încerc să văd prin ei insula ta, așa cum e ea, cu nimeni altcineva nu o știe. Nu o știe, dincolo, dincolo de ochii tăi, nu mai e nimic de spus. Dincolo de ochii tăi, timpul stă și cerul curge spre apus, iar ochii tăi nimeni nu îi știe. Știu eu. Treptat se schimbă vremea între noi, e vânt, e frig, vin ploi după ploi. Refugiul meu secret e inundat, nici nu știu când s-a întâmplat. Așa-i cu toate insulele pustii, poți să pleci, imposibil să revii. Poate mai e un loc pe insula ta, poate ai vrea să-ți gând ceva ușor. Ce sună cam așa, dincolo de ochii tăi, nu mai e nimic, nu mai e nimic de spus. Dincolo de ochii tăi, tu stă în loc și cerul curge spre apus, iar ochii tăi nimeni nu îi știe, așa cum îi știu eu. Dincolo de ochii tăi, nu mai e nimeni de spus. Dincolo de ochii tăi, tu stă și cerul curge spre apus, iar ochii tăi nimeni nu îi știe, așa cum îi știu eu. Dincolo de ochii tăi, nu mai e nimeni de spus. Dincolo de ochii tăi, timpul stă și cerul curge spre apus, iar ochii tăi, nimeni nu îi știe, așa cum îi știu eu. Dincolo de ochii tăi, nu mai e nimic de spus. Dincolo de ochii tăi, timpul stă și cerul curge spre apus, iar ochii tăi, nimeni nu îi știe, așa cum îi știu eu.